Am discutat despre pachetele care urmează să fie aprobate la nivel de Parlament și aici vorbim despre pachetul agricol, vorbim despre pachetul financiar-bancar, am vorbit despre importanța evaluării băncii naționale, ceea ce am făcut ca și demers Fondul Monetar Internațional. Am discutat chestiunile tehnice, cum Fondul Monetar Internațional poate să ne ajute în evaluarea băncii naționale și, în general, ce urmează să facem noi, în așa fel încât să asigurăm, pe de o parte, independența băncii naționale, pe de altă parte, o îmbunătățire a mediului bancar financiar, în așa fel încât să evităm pe viitor problemele care au fost, referindu-ne în mod special la frauda bancară. Țin să menționez o precizare care am făcut-o cu misiunea Fondului Monetar Internațional. Ei sunt aici într-o vizită de documentare, dar care face parte, ca prima etapă, din misiunea de negociere a unui nou program cu Fondul Monetar Internațional. Mai multe precizări la acest subiect vor fi făcute atunci când își va încheia misiunea pe data de 6 octombrie, atât Fondul Monetar Internațional, cât și Guvernul Republicii Moldova și autoritățile centrale vor veni cu calificarea exactă și etapa la care ne aflăm noi. Dar schimbările care au fost în Moldova sau sunt în Moldova, precum situația politică și relativa instabilitate politică, bineînțeles, au un anumit efect și în relațiile noastre, nu doar cu Fondul Monetar Internațional, dar și cu alți parteneri de dezvoltare.